Domnilor, domnilor, bun găsit la știri, jurnalul orei 14 la Doto TV începe chiar acum. Eu sunt Ana Maria Gudu, haideți să urmărim împreună principalele titluri ale orei. Delta Dunării se pregătește să primească turiști în mini-vacanța de Paște. După litoral, Delta se află în topul preferințelor de vacanțe ale românilor. Care sunt prețurile și ce includ pachetele, vă spunem în jurnal. Lumina Învierii va veni și în acest an în Constanța pe mare. Aceasta va fi adusă de înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în portul Tomis. Toate detaliile imediat. Și peste 1 milion de lei va investi Consiliul Județean Constanța pentru proiectarea renovării Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Amănunte în câteva momente. Delta Dunării se pregătește să primească turiști în mini-vacanța de Paște sau de 1 mai. După litoral, Delta Dunării câștigă teren în preferințele românilor. Asta în ciuda războiului care are loc la doar câțiva kilometri distanță. Proprietarii pensiunilor se laudă cu un grad de ocupare de aproape 80%. Turiștii vor fi întâmpinați cu mâncăruri pescărești tradiționale și cu peisaje de vis. Multe pensiuni din Delta Dunării sunt deja pline, iar turiștii și-au făcut rezervări încă din iarnă. Din fericire, Delta nu a suferit atât de mult în perioada, în anii trecuți, în 2021-2020, dar evident că 2022 vine, ca să zic, cu un avânt, cu un boom în ce înseamnă turismul. În această perioadă avem până în prezent un grad de ocupare de 75-80%. Proprietarii recunosc că au mai crescut prețurile comparativ cu anul trecut, însă chiar și așa nu duc lipsă de clienți. Administratorii de pensiuni și hoteluri au pregătit pe lângă mese festive cu produse tradiționale și activități pentru întreaga familie, în special plimbări cu barca pe canalele cu nuferi. Iar la toate acestea se adaugă muzica și dansurile tradiționale ale ansamblurilor comunităților din Delta. Tarifele diferă în funcție de clasificarea pensiunilor și a serviciilor oferite. Pornesc de la 1.350 de lei pentru două persoane, dar pot ajunge până la 700 de euro. Serviciile pot fi achitate și cu ajutorul voucherelor de vacanță. Avem oferta de Paște. Am lăsat mai lejer, nefăcând niște pachete clare, că oamenii să poată să opteze între 2, 3, 4 zile fiecare cum dorește și de asemenea să aleagă între meniul de pește și meniul tradițional de Paște, mielul respectiv. În bucătării se pregătesc deja rețetele pe bază de pește, iar camerele au fost amenajate pentru primirea turiștilor. Reprezentativ pentru Delta Dunării este peștele. După cum se așteaptă toată lumea, noi suntem pregătiți să îi întâmpinăm pe oaspeții noștri cu foarte multe rețete. Avem pe masă crap pe un pat de cartofi, o ciorbă de perișoare minunată cu foarte mult leuștean verde pe bază, și de pește, pe da? Bază de pește categoric. În cuptor sunt sarmalele de pește pregătite și foarte multe plăcinte dobrogene care îi așteaptă pe oaspeții noștri. Această cameră este un bungalow care are o lejancă. Este un pat tradițional lipovenesc sub care se poate face focul, după cum puteți observa. Și încălzește toată camera, dar și salteaua pe care se doarme. Bungalow-ul pe care vi l-am arătat este 450 pe noapte cu mic dejun inclus, iar camera dublă, care este o cameră normală încălzită cu centrală, este 350 de lei dubla. Avem un grad de ocupare de 75-80% pentru perioada de Paște. Atenție însă, la tarifele pentru cazare și masă se va adăuga și taxa de acces în Delta, care costă 30 de lei de anul acesta, comparativ cu 5 lei până acum. Lumina Învierii va veni și în acest an în Constanța pe mare. Aceasta va fi adusă de înalt preasfinția sa Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în portul Tomis. O delegație a Patriarhiei Române va aduce Lumina Sfântă de la Ierusalim sâmbătă seară, iar pe aeroportul Henri Coandă vor fi reprezentanți din toate arhiepiscopiile și episcopiile, care vor lua lumina și o vor duce în localitățile lor. Lumina adusă de la Ierusalim este dusă pe mare și vom veni cu lumina de pe mare în portul Tomis. Apoi ne vom îndrepta prin calea Falezei, așa putem, așa avem acces, să venim în parcul Catedralei. Aici ne va întâmpina mulțimea de creștini care abia așteaptă să ia lumină.
Sunt toate șansele să avem un sezon estival cu șezlonguri la linia apei, pe plajele nou nisipate din stațiunea Mamaia. Oficialii de la Apele Române și asociațiile patronale de pe litoral fac demersuri pe lângă ministerele de resort pentru ca guvernul să redea operatorilor de plaje și suprafața de la mare, contra cost. Operatorii de plajă sunt siguri că o eventuală decizie în acest sens va ajuta turismul din stațiune, odată cu așezarea paturilor mai aproape de malul mării. Lucrările de protecție costieră continuă însă la Eforie, unde vom obține 6 km noi de plajă. Imaginea șezlongurilor așezate la distanță mare de malul mării, lucru ce a nemulțumit mulți turiști anul trecut, ar putea deveni doar o amintire. Pentru noul sezon, oficialii de la Apele Române și asociațiile patronale de pe litoral fac tot posibilul să convingă guvernul să semneze un act adițional prin care să fie redată operatorilor de plajă și suprafața de la mare. Ei ar putea exploata și zonele nou nisipate contra cost la un preț minimal, spun cei din conducerea Apelor Române. Face un act adițional în care li se va da și partea din față, astfel încât ei pot face activitatea cum foarte bine pentru turiști. Astfel că poate să se ducă șezlongurile la apă, beach bar-ul rămâne în poziție care este și restul își fac ei activitatea. Am avut dezbatere cu agențiile patronale, Ministerul Turismului, Ministerul Mediului. Este un material depus la guvern, astfel încât așteptăm să ne iasă actul normativ de reglare acestui act adițional. Ar fi o decizie ce ar bucura și turiștii, care vor putea sta cu paturile de plajă chiar în buza mării și în zona cuprinsă între Mamaia Nord și pasarela din mijlocul stațiunii. Vor fi, da, vor fi și mai fericiți, da? Pentru că știm, anul trecut a fost, s-au pus, până la urmă s-au luat, după care toți turiștii și-au îndreptat atenția către Năvodar. Nu sunt de aici de pe loc. Pentru prima dată văd plaja din Mamaia. Mi se pare o idee foarte bună. Sigur, se va vedea marea mai aproape. Va fi mult mai plăcut pentru a ne odihni. E o idee bună, că o să fie mai aproape de mare, o să fie părinții mai aproape de copii, o să vadă ce face copilul. Astfel, concentrația de turiști nu va mai fi doar în Năvodar, cum a fost anul trecut, iar asta nu poate decât să le dea speranțe și operatorilor de plajă pentru un sezon bun, mai ales că se anunță a fi unul fără restricții. E de bun augur, deoarece sunt persoane care vin cu copii, sunt oameni mai bătrâni care nu pot merge pe plajă mai mult și cu cât e mai aproape șezlongul, cu atât este mai benefic. Sunt oameni care stă și chiar până seara, până la orele 8 ceva, la soare, care bolnavi, care soarele este benefic. Doar șezlongurile ar putea ajunge până la linia apei, barurile rămân pe aceeași poziție în spate pe plaja veche. În această a doua etapă de reducere a eroziunii costiere se lucrează pe 30 de kilometri de țărm între Năvodar și 2 Mai. În urma acestor lucrări, litoralul va câștiga 250 de hectare de plajă nouă. Astăzi ne bucurăm cu toții de acele plaje fără probleme. În etapa a doua ne-am propus în două faze să executăm lucrările. Prima fază, așa cum a amintit domnul director Uzun, este deja contractată și este în vari stadii de execuție. Sunt 11 zone pe litoralul românesc al Mării Negre ce beneficiază de reducerea eroziunii costiere în faza a doua, cu diguri de piatră și lucrări de nisipare. Valoarea totală este de aproape 4 miliarde de lei, din care 85% din fonduri europene nerambursabile. Termenul de finalizare este decembrie 2023. Cu borseta plină de substanțe interzise, așa stătea ieri pe o bancă din parcul Tăbăcăriei un tânăr de doar 20 de ani. Fuma o țigară ce emana un miros înțepător, specific substanțelor interzise și așa a fost prins de jandarmii din cadrul grupării mobile Constanța, aflați în misiune de menținere a ordinii și siguranței publice în acea zonă. Era în jurul orei 7 seara. Jandarmii au privit cu atenție persoanele care erau pe băncile din apropiere și l-au observat pe acest tânăr care fuma o țigară confecționată artizanal și care, la vederea echipajului de jandarmi, a devenit agitat și a încercat să evite în același timp contactul cu aceștia. În urma legitimării și efectuării controlului corporal, asupra tânărului de 20 de ani au fost găsite, în borsetă, 13 pliculețe transparente care conțineau fragmente vegetale, un recipient de plastic ce conținea un fragment vegetal, un grinder metalic care conținea urme de fragmente vegetale și semințe, precum și 60 de pliculețe autosigilante goale. Bunurile găsite asupra tânărului au fost predate brigăzii de combatere a criminalității organizate Constanța în vederea continuării cercetărilor.
1 milion de lei pentru proiectarea reabilitării Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Fostul sediu al primăriei Constanța, clădirea emblemă din Piața Ovidiu, va avea o nouă înfățișare. Cel puțin așa promit autoritățile care au semnat un nou contract pentru serviciile de proiectare, în urma rezilierii contractului din mai anul trecut. Valoarea contractului este de peste 1 milion de lei, iar proiectantul are la dispoziție 5 luni pentru a livra un proiect tehnic avizat și autorizația de construire. Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Constanța, cea mai dificilă parte rămâne avizarea de la Ministerul Culturii. Construcția, finalizată în anul 1921, a fost sediul primăriei orașului de la Malul Mării până în anul 1976, iar un an mai târziu, în ziua de Crăciun a anului 1977, a devenit oficial clădirea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța. Un contract de proiectare, fază proiect tehnic și detalii de execuție atribuit pentru o valoare de peste 1 milion de lei, iar proiectantul are la dispoziție 5 luni pentru a livra acest proiect tehnic și a-l aproba în Consiliul Județean. Cea mai dificilă parte a acestui contract reprezintă obținerea avizelor de la Ministerul Culturii. Dacă în urma acestui proiect va rezulta că lucrările vor costa, vor depăși valoarea contractului de finanțare, va trebui în primul rând să găsim o sursă de finanțare pentru suplimentarea acestor cheltuieli. Anul trecut s-au împlinit 100 de ani de la inaugurare. Există un proiect de reabilitare a acestei clădiri. Avem probleme la acoperiș. Când ploile sunt foarte puternice, avem probleme la ultimul etaj. La fel se poate vedea, zidurile exterioare sunt destul de afectate de trecerea timpului. Subsolul, la fel, unde noi avem depozitele de arheologie, sunt afectate. Au fost și câteva inundații. La fel, sălile de expoziție au nevoie de reorganizare, pentru că această expoziție este în mare parte cea organizată în anul 1977. Investiții importante în portul Constanța. Ministrul Transporturilor, prezent ieri la Malul Mării, spune că acesta trebuie folosit la capacitate maximă și promite că în curând și ultimele 350 de vagoane care blochează șinele din port vor fi ridicate. Acestea urmează să fie valorificate de ANAF. De 2 ori a crescut traficul din portul Constanța în ultimele 2 luni ca urmare a războiului din Ucraina. Operatorii din port preiau acum 50 de nave pe zi față de 33 anul trecut și numărul de containere a crescut la un nivel fără precedent, 7.000 de containere pe zi la începutul lunii martie. S-au alocat 200 de milioane din fondul de rezervă la dispoziția primului ministru și au fost dați cu destinație exactă portul Constanța. Trebuie să ne fie foarte clar că în urma războiului din Ucraina s-a ridicat importanța strategică și comercială a portului Constanței, a portului Constanța și a Mării Negre. Banii de la guvern vor fi folosiți pentru eliberarea liniilor de cale ferată blocate acum de sute de vagoane ruginite. 337 dintre acestea au fost ridicate în ultimele 3 săptămâni și duse în depourile din țară, însă peste 350 sunt încă pe loc. Acestea se află sub sechestru la ANAF. Erau 743 cu exactitate acum 2-3 săptămâni când am vorbit. Am mutat, cum v-am spus, 337. Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a spus că va merge pe 27 aprilie la Kiev și va înainta administrației de acolo o ofertă pentru a transporta mărfurile ucrainene prin porturile maritime românești la Marea Neagră. Peste 100 de milioane pe procedură de urgență pentru reabilitarea 35 de linii din cele 97 sau 98 care sunt în acest moment nefolosite, astfel încât să putem în mod rapid să le reabilităm. Diferența până la 200 de milioane, sumă necesară pentru a demara procedurile pe legea achizițiilor normale pentru a reabilita diferența de 60 și ceva de linii. 337 dintre cele 700 de vagoane abandonate pe șinele din portul Constanța au fost ridicate în ultimele 3 săptămâni și duse către depourile din țară. Cele peste 350 rămase vor ajunge la fier vechi.
Cei de la ANAF au sechestru pe vagoanele CFR Marfă. Să urmeze și ei. Vom avea o discuție, o procedură rapidă, astfel încât cele 350 de vagoane rămase în acest moment în portul Constanța din 700, câte erau în urmă cu 3 săptămâni, să poată fi valorificate rapid și liniile să fie eliberate, a precizat Grindeanu. Ministrul susține că aceste lucrări sunt necesare pentru creșterea capacității portului Constanța pe zona feroviară. Vor mai urma investiții în perioada următoare, astfel încât să folosim la capacitate maximă portul Constanța, a mai declarat ministrul transporturilor. Sunteți pe cale să vindeți sau să cumpărați o mașină? Serviciul public de impozite și taxe Constanța vine în ajutorul dumneavoastră pentru ca tranzacția să fie rapidă. SPIT pune la dispoziția persoanelor fizice și juridice un formular tipizat pentru tranzacționarea mijloacelor de transport. Acesta conține două chenare în partea superioară lateral stânga și dreapta, care vor fi vizate de către SPIT în momentul scoaterii din evidențele fiscale a mijlocului de transport înstrăinat. Cele două vize din partea superioară atestă achitarea obligațiilor fiscale pentru bunul ce face obiectul contractului, eliminându-se astfel necesitatea certificatelor fiscale și întocmirea fișei de înmatriculare auto. Contractul de înstrăinare dobândirea unui mijloc de transport se încheie în 5 exemplare. Formularul menționat poate fi descărcat și de pe site-ul instituției spit-ct.ro la secțiunea documente declarare sau poate fi solicitat gratuit în orice agenție fiscală SPIT. Atenție, constanțeni, în intervalul 22-25 aprilie, casierile Raja și compartimentele care desfășoară activități de lucru cu publicul vor fi închise. Compania de apă transmite că pentru plata facturilor, abonații pot folosi serviciile online, precum contul de client Raja, virament bancar sau direct debit. Clienții care nu au acces la soluțiile de plată la distanță pot achita facturile la punctele de plată PayPoint sau Westaco din oraș. Activitatea structurilor Raja SA, care asigură continuitatea serviciilor de alimentare cu apă și de preluare tratarea apelor uzate, se va desfășura însă fără întrerupere. Haideți să vorbim un pic și despre vreme acum. O zi cu mult soare, neașteptată astăzi în Constanța. De vineri va reveni vremea mai frumoasă, cu roaze și mai calde, dar noi avem oricum o energie bună până atunci, așa că hai să vedem ce ne spun meteorologii. Maximă de 14 grade astăzi la prânz în Constanța, cerul a fost senin, cu mult soare, ce-i drept, dar cu șanse de ploaie mai pe seară. Mâine vom avea parte de 16 grade, cu cer parțial acoperit. Temperaturile pe timpul nopților mai cresc un pic, între 5 și 9 grade la noapte și în cele următoare. Vineri, maximele mai scad până la 14 grade, chiar dacă pe cer va apărea soare din plin. În Cernavodă, 17 grade astăzi, o zi la fel de mohorâtă, cu cer înnorat și precipitații așteptate. Temperaturile pe timpul nopților vor fi undeva între 3 și 8 grade. Mâine, 18 grade, cu câțiva nori, dar și cu ceva soare. Ziua de vineri vine și aici cu o ușoară tendință de încălzire, 18 grade și un soare cu o prezență mai hotărâtă pe cer. În Mangalia, zi închisă astăzi, cu 15 grade în termometre. La noapte, acestea vor arăta doar 4 grade Celsius. Pentru mâine, meteorologii anunță maxime de 17 grade Celsius, cu atmosferă ceva mai veselă pe cer. Ziua de vineri vine cu o ușoară scădere a gradelor în termometre, până la 14 la amiază, dar cu mult soare. Rămâne de văzut cum va mai evolua prognoza. Până atunci, să ne bucurăm de cer senin în suflet. Știri din sport acum. Handbalistele naționale îi fac paștele pe teren. Își doresc să fie în formă pentru meciul din duminica Paștelui cu Austria. Așa că tricolorele vor lipsi de la slujba de înviere. Putem vorbi despre o săptămână mare a handbalului românesc, ce începe miercuri cu meciul din insulele Feroe și se încheie duminică de Paște cu partida contra Austriei. Pentru calificarea la turneul de la finalul anului național a noastră, trebuie să câștige ambele meciuri. Nu mi-amintesc, dar pentru noi sâmbete, duminici, orice sărbătoare nu este pusă pe primul loc. Pentru că meciul cu Austria e programat chiar în duminica Paștelui, fetele nu vor putea merge la slujba de înviere. Din păcate, odihna este foarte importantă și nu ne permitem să trecem miezul nopții să nu ne odihnim. Cred că poate înainte de meciul să ciugnim un nou, să respectăm o parte din tradiție, după care o să mergem înspre casele noastre și ne dorim foarte mult să o facem fericiți și calificați. Tricolorii au amintiri de neuitat din perioada în care erau copii și simțeau altfel Paștele. Ai ouă când erai mică? Da, era un ritual pe care îl făceam împreună cu ai mei înainte de duminica Paștelui. Anul ăsta nu se va putea, însă poate ne aduce și nouă cineva la sală câteva. Ce-mi plăcea să vină iepurașul, ce să-mi placă?
așteptam să ne reunim cu familia, să mâncăm și să ne petrecem scurta vacanță împreună. Mama făcea drob foarte bun. O vecină de bloc făcea cozonac foarte bun, așa că dacă vreți bucuria aceea de a sparge ouă în familie și poate ideea de mică competiție, deși evident sărbătoarea Pascală nu e despre asta. Meciurile cu Insulele Feroe și Austria sunt decisive, concentrate pe obiectivul propus jucătoarele, dar și antrenorul spun că nicio partidă nu este câștigată înainte de a fi disputată. Presiune există mereu, normal toată lumea și-ar fi dorit să fim deja calificate, însă știm că ne așteaptă două meciuri împotriva unor adversari, poate mai facil pe hârtie. Deja tradiție la echipele naționale, vizita președintelui FRH Alexandru Dedu nu a lipsit nici acum pentru tricolore în cantonament. În data de 28 aprilie sunt programate alegerile pentru funcția de președinte al Federației Române de Handbal. Renunțarea este cel mai ușor lucru pe care poate să-l facă cineva. Nu m-am născut sub zodia renunțării, am niște lucruri foarte clare în cap, am o strategie după care m-am condus 8 ani și o să mă conduc următorii 4 ani. Doamnelor, domnilor, știrile seriei la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații ce pot deveni o știre, ne puteți scrie pe adresa noastră redacție@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook Doto TV sau pe contul nostru de Instagram. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine la știri. Să aveți o seară liniștită în continuare!